Iertată ești din gârbovirea ta. Și s-a ridicat femeia. Asta este măsura harului nemăsurat. Și acum apare măsura harului măsurat. Aveți 6 zile în săptămână să vă vindecați bolnavi și tocmai în zi de sâmbătă vă găsiți și voi să vă vindecați pe cei bolnavi, adică în sabat n-ai voie să faci minuni. La care Iisus vine și spune odată pentru totdeauna, ce să cade să faci sâmbătă, binele sau rău? Și apoi dă o pildă foarte pământească, ca să arate că este în ton cu realitatea. Ce om nu dezleagă sinul său și nu-l duce la apă în zi de sabat? Ce om nu mănâncă sau nu bea? Deci dacă îți dezlege sinul de la iesle și îl duci să bea apă, cu atât mai mult poți să faci bine acestei fiice, care și ea este fiica lui Avram. Și a tăcut fariseul din sinagogă și a pus fermoar la gură și n-a mai vorbit. Pentru că vorbea răutatea și invidia din el. Deci același lucru îl întâlnim și astăzi, când uneori poate ne punem de-a dreptul, întotdeauna am considerat lucrul ăsta și așa aș considera că este, poate uneori lovim în țepușă cu piciorul ca Pavel, când ne punem de-a curmezișul asupra unor lucruri care nu le pricepem. Auzim că este unul care scoate demoni, să-i scoată sănătos. Bănuiesc că dacă n-ar fi avut această vestire, sau nu i s-ar fi dat lui și oamenii nu l-ar căuta și oamenii nu s-ar duce la el pentru scoaterea de demoni, el n-ar avea acest dar. Dar dacă i s-a dat, probabil că de aceea și oamenii îl caută. Și tu nu poți să-i contești. Adică dacă tu n-ai scos un demon în viața ta, chiar nu poți să-ți dai cu părerea de ce ăla-i scoate. Pentru că este un lucru care nu știi tu. Dacă auzi despre unul că e înainte văzător și vestește niște lucruri minunate care se împlinesc, nu știu dacă trebuie să-ți pui întrebare de unde știe și cum știe. O fi știind, Dumnezeu știe care l-a insuflat, nu ți este ție judecat, dar poți să mergi pe principiul Gamaliel și să te gândești așa. Dacă este de la om, să va împrăștia. Și dacă este de la Dumnezeu, nu se va mai împrăștia. Așa a spus el despre credința creștină, când arhierei Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru i-au prins pe cei 12 apostoli când predicau și i-au băgat în temniță. Și semnul a fost atât de puternic, că la un moment dat și ei s-au cutremurat. A venit îngerul noaptea, străjile au adormit, lacătul a fost luat de la ușa temniței, Petru a fost luat de mână, dus în mijlocul cetății și ce îi spune îngerul? Faceți a porunci Dumnezeu! Și-a vorbit Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000. Și-a vorbit Petru a doua zi și s-au mai convertit încă până s-au făcut 5.000. Și spune că aceștia au înlemnit. Nu mai știu ce să facă. Și Gamaliel a dat soluția. Fraților, nu vă puneți de-a curmezișul cerului. Dacă e de la Dumnezeu. Dacă e de la oameni, au mai fost și alte erezii și se vor trece. Dacă e de la Dumnezeu, noi nu ne putem pune de-a curmezișul. Și iată, în felul acesta, avem până astăzi de 2000 de ani și azi religia creștină. Deci, creștinismul, așa cum îl avem în Faptele Apostolilor, când pentru prima dată în Antiohia Siriei de azi, unde avem martiri și mucenici, creștinii s-au numit pentru prima dată creștini. Deci, asta spune, că cel care este de la Dumnezeu, cuvintele lui sunt de la Dumnezeu, că el nu dă Duhul cu măsură. Deci Dumnezeu nu-ți dă ortografia, nu-ți dă punctuația, nu-ți dă narațiunea, Dumnezeu când îți dă tot. Și era și o povestioară, cred că am citit-o undeva, dar nu mai mi-aduc aminte, când Dumnezeu te iubește și îți ține la tine, sau vrea să te preamărească, sau vrea să te răsplătească, îți dă pricepere și minte. Asta vrea Dumnezeu să-ți dea. De aia spune, zice, omul ăsta e luminat de Dumnezeu, să ilumineze pe toți, lumina, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, eu vreau ca toți să vină la lumina adevărului și la cunoștința adevărului și să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie viu. Deci, pe tot omul ce vine în lume, trebuie să vină la cunoștința adevărului, să întoarcă și să fie viu. Nu există om sortit morții. Din toți câți mi-a dat Tatăl, nu trebuie să pierd pe niciunul.
căci cel pe care l-ai trimis pe Fiul, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui. Și aici găsim scris negru pe alb, toată judecata Tatăl a dat-o Fiului și Fiul spune, precum aud judec, judecata mea este dreaptă, că n-am venit să caut voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Deci încă o dată întâlnim expresia pe care o numim a supunerii sau a ascultării sau a subordonării, dacă ar fi. Nu este suficient. Subordonarea este ceva pământesc, deci este gradual. Între iubirea Tatălui și iubirea Fiului stă ascultarea, adică stă porunca. Eu am venit să fac nu voia mea, ci voia Celui care m-a trimis. Atâta timp cât eu fac voia cuiva, îl iubesc. Atâta timp cât eu respect voia cuiva, îl iubesc. Atâta timp cât eu respect porunca cuiva, ăla este semn de iubire. De-aia, dacă te uiți atent și în viața călugărească, în viața monahală, prima poruncă este votul ascultării. Te făgăduiești să stai toată viața în viață pusnicească și să nu te însori după 10 ani de călugărie. Mă făgăduiesc cu ajutorul Dumnezeu cinstite, Părinte. Te făgăduiești să stai în pustie și în pusnicie. Mă făgăduiesc, Părinte. Te făgăduiești să asculți de mai marele tău către care ți-ai dat votul. Mă făgăduiesc. Și tot le spui acolo una după alta și apoi ți le înșiruiește. Și începe viața, începe viața urcușului duhovnicesc, întâi arătând cele frumoase, că te-ai învrednicit cu îngeri, că te-ai învrednicit cu marele Antonie, că te-ai învrednicit cu marele Eftime, că te-ai învrednicit cu marele Pahome și cu toți sfinții. Și apoi, ușor, așa deodată, că trebuie să treci de pe Tabor la Golgota ca să ajungi în cer, o ia și-o întoarce ușor rugăciunea de la călugărie și spune, dar poate în viața aceasta pământească vei fi și batjocorit, vei flămânzi, vei fi prigonit, vei fi dosădit și mai înșir acolo, vei flămânzi și vei înseta. Să nu pregeți și să nu te îndoiești că viața după Dumnezeu se închipuiește. Deci, când intri în acest cin minunat, în această treaptă înaltă, nu ți se dă numai tastatura la calculator, touchscreen-ul și iPhone-ul, nu ți se dă cheile la mașină și cheia de la camera de lux, ci ți se dă și puțină metanie în mână, ți se mai dă și o cruce în mână, ți se dă și o mante în mână, ți se dă și o făclie în mână, reprezentând faptul că tu vei fi lumină pe unde vei trece, vei merge pe jertfa crucii și ascultării de Hristos pe unde vei trece și vei face fapte care să se vadă înaintea oamenilor, ca oamenii văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Și fac o glumiță, că odată am întâlnit un tânăr și a zis, Părinte, aș veni la mănăstire și i-a întrebat, spui, dar alegeți tu una. Și el, săracul, în sinceritatea lui, a zis, m-aș duce la una, dar unde să fie conexiune la telefon, adică să-i funcționeze telefonul. Și am zis, eu că am crezut că cauți o mănăstire cu conexiune la Dumnezeu. Adică lepădarea aceasta din interior ce vine despre lume și dinspre lume și despre Dumnezeu și înspre Dumnezeu este o mare taină. Trebuie să știi să o gestionezi foarte bine ca să nu te rătăcești în cele neștiute sau în cele necunoscute, pentru că dracul este un mare iubitor de suflete proaste. Satana este un mare iubitor de oameni slabi. Satana este un mare iubitor de oameni naivi. Satana este un mare iubitor de fraieri. Și știe să-i atragă și să-i dărâme și să-i rupă și să... Părintele Cleopa avea o vorbă, când vedea câte un călugăr tulburat, îl chema și îl întreba, ce faci, frate? Bine cu darul Dumnezeu, Părinte, ai grijă că lupul e în stână la noi și cred că cât de curând va mai scoate o oaie prin gardul stânii. Dar la ce vă referiți? Nu știu, Domnului să ne rugăm. Și nu dura mult timp și fratele respectiv, cum spune și în Pateric, cu 7 după el tot mergea la vale. Nu mai lua la deal.
Deci când suntem al lui Dumnezeu, trebuie să rămânem al lui Dumnezeu. Că așa spune, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Lui. Așa și Dumnezeu, când își alege harismaticul, îi dă tot ce vrea. Când își alege Sfântul sau Misticul, îi dă tot ce vrea. Când își alege alesul Lui, vasul Duhului Sfânt, îi dă tot ce îi trebuie. Deci noi nu trebuie să umblăm cu... Noi nu trebuie să umblăm cu trucuri în cele duhovnicești, ci trebuie să umblăm cu toată cinstea și cu toată verticalitatea și cu toată strălucirea minții, pentru că restul e numai treaba lui Dumnezeu. Deci, cel ce crede în Fiul are viață veșnică și cel ce nu ascultă de Fiul nu vede viața. Deci, iată ce frumos!